Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și acesta este locul în care discut sincer și deschis cu prieteni și specialiști despre probleme, lupte și experiențe care ne schimbă viața. Plângem și râdem împreună, spunem lucrurilor pe nume, iar credința în Dumnezeu este elementul comun al poveștilor pe care le vei auzi aici. Salut și ce mult mă bucur că ești aici! Sunt Ramona Lazar, iar de ieri am mai adăugat sau am mai scăzut, depinde cum o vezi, un an la viața mea. Așa că mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul de a face ceea ce îmi place, iar dacă și ție îți place acest podcast, poți să-mi faci cadou de ziua mea o cafea la buymeacoffee.com/vulnerabil. O să-ți las linkul și în descrierea episodului. Acum, suntem la episodul 34, iar astăzi ți-o prezint pe Daria Nimigean. Daria este soție, mamă și supraviețuitoare a cancerului la sân. Povestea ei te va purta prin multe cotloane ascunse ale inimii tale, dar te va face să râzi, să plângi, să empatizezi și să fii recunoscător pentru părinții pe care îi ai, dar și pentru sănătatea ta, chiar dacă poate e mai șubredă pe alocuri. Daria nu este doar o mărturie prin ce a trăit, ci o minune în adevăratul sens al cuvântului. Dumnezeu i-a dat viață și noi azi celebrăm acest lucru alături de ea. Nu vreau să-ți spun mai multe pentru că episodul acesta ascunde niște vești care te vor șoca și te vor bucura în același timp. Dar toate au fost o realitate dulce-amară pentru Daria. Hai, nu mai măresc suspansul și te las să asculți povestea Dariei. Daria, bun venit la podcastul Vulnerabil! Bună, Ramona! Bine te-am găsit și mulțumesc frumos de invitație! Eu îți mulțumesc, deși pare că suntem atât de departe prin prisma cumnatei tale, de care mă leagă multe amintiri din tinerețea noastră, nici nu știu dacă știi. Știu ceva, dacă nu foarte multe, dar dacă nu știi, uite, îți spun eu acum. Prin intermediul ei simt așa că suntem aproape, ca și cum ne-am cunoaște, într-un fel sau altul. Și mă bucur mult că ea a îndrăznit să îmi spună despre tine și despre povestea ta, pentru că altfel nu cred că aș fi ajuns să mă întâlnesc cu povestea ta și ulterior cu tine. Dar în online sunt puține lucruri pe care le-am găsit despre tine, iar episodul acesta simt că va fi și pentru mine plin de noutate. Așa că aș vrea să ne spui cine e Daria. Daria este o soție, o mamă, doi băieței, unul de 4 ani și unul de aproape 9 luni. Daria vine din Arad, din județul Arad, născută în 1995, 1 iulie. Provin dintr-o familie creștină, penticostal, cu 4 frați, suntem 2 fete și 2 băieți, eu sunt cea de-a doua în familie. Ce fain, îmi place că ne-ai spus așa și despre familia ta lărgită, să o numesc, că acum având familia ta proprie, aceea e familia restrânsă. Și mă bucur că ne-ai spus de cei 4 frați și aș vrea să intrăm așa direct în poveste, cum se zice. Ce știu eu e așa, că ai 4 frați, și că pe când aveai doar 10-11 ani, mama ta a primit un diagnostic crunt, da, și anume cancer. Și tocmai de asta mi-ar plăcea să o luăm chiar de la începuturi. Să ne povestești puțin cum era familia voastră înainte de acest diagnostic, care era relația între tine și mama ta, între tine și tatăl tău, cum era relația cu frații tăi, cum vă înțelegeați toți așa, ca o familie destul de mare. Eram o familie foarte frumoasă. Eram mică, dar țin minte momentele în care cântam împreună cu mama mea la biserică și cu sora mea, mama mea fiind dirijoare de corul copiilor. Wow. Cântam mereu în biserică împreună și era așa o femeie foarte, foarte bună. Nu mai pot să-mi imaginez că au trecut atât de mulți ani, dar o femeie foarte caldă. Toată lumea o știa de o femeie bună, o femeie credincioasă pe mama mea. Toți care o cunoșteau știau că e o femeie credincioasă. Și cu tatăl meu, nu, el era mai mult la muncă, acasă,
Nu, ajuta familia, dar era o familie frumoasă, eram o familie unită și frumoasă. Și cu frații tăi cum era? Nici nu știu ce diferență de vârstă este între voi. Cel mai mare are 30 de ani, eu am 28, sora mea 27 și cel mic acum are 23. Cel mic avea atunci 6 ani, atunci făcea, cred că nici nu avea împlinit 6 ani când a murit mama mea. Eu aveam 11, sora mea 10 și fratele meu 13 ani. Eram așa destul de micuți. Încă chiar băiețelul cel mai mic, încă atunci a terminat grupa cea mare, grupa mare și trebuia să intre la școală. A fost, cred că, momentul cel mai greu pentru toți, pentru fratele meu, o trebuie să înceapă școala. Pentru mine am început clasa 5-a, era cea mai mare nevoie să o avem pe mama acolo. Și spune-mi un pic cum a venit vestea asta. Deci tu poate terminasești clasa a patra sau erai în clasa a patra Da, pentru că a da. durat puțin până la decesul ei, pentru că Da, ea a da. primit diagnosticul și apoi a trecut prin tratamente. Aș vrea să ne porți un pic prin procesul ăsta, dacă simți că poți. Nu știu foarte multe, pentru că tatăl meu nu mi-a spus foarte multe până acum când am fost eu cu diagnosticul, mi-am mai spus așa foarte puține, dar nu știu foarte, foarte multe. Dar știu că la un moment dat mama mea s-a simțit rău. A început să se simtă rău și să amețească și așa, și atunci au mers la doctorul de familie, la un control și a făcut un check din ăsta total și a palpat-o și i-a văzut cumva sânul și a spus să meargă de urgență la Timișoara, că sânul era foarte roșu și se simțea un nodul la sân. Și mama mea a mers de urgență și știu că, nu știu, a trecut probabil o lună de zile și a fost și operată. Știu că a fost operată exact de ziua ei, de 8 martie. Atunci a fost născută mama mea pe 8 martie și știu că atunci a fost și operată. În scurt timp, în foarte scurt timp a fost operată, pentru că a fost ceva grav, destul de grav. A fost în gradul 4 sau așa ceva. În 2 săptămâni, la mama mea s-a extins de la sân, s-a extins la axilă nodulul și în 2 săptămâni a fost operată și la ovare. S-a extins și la ovare, i-a scos și ovarele. Deci, timp de 2 săptămâni și la sân și ovarele. A fost destul de grav și a început imediat chimioterapia și o perioadă după chimioterapie s-a simțit destul de bine. Țin minte că a fost la o mătușă în Spania, mama mea cumva în vacanță, după toată perioada asta așa cu operație, cu chimioterapie, mătușa mea locuia pe vremea aia în Spania și a spus: te duc în Spania să te relaxezi fără copii o lună de zile, cam așa o stat. S-a simțit foarte bine, dar cu câteva zile înainte să vină de acolo, a început să se simtă destul de rău. Nu știu, o durea foarte tare spatele, amețea, nu mai avea putere așa în trup. Și știu că a venit prin mai și din mai până în august au fost lunile foarte grele, deja nu mai își făceau efectul nimic, deja luau tratament puternic, medicamente puternice, deja nu mai putea să stea pe picioare. Era, țin minte, când a venit din Spania, de la aeroport, tatăl meu a luat-o pe brațe, chiar a luat-o pe brațe, nu mai avea putere să stea pe picioare. Aia țin minte și atunci cât de slăbit a fost. Nu știu, așa, la fracțiune de moment, s-a dus așa toate, nu știu, o simțit așa slăbiciune pe picioare, nu a mai putut să stea pe picioare. Și din mai până în august, sfârșitul august, o tras foarte mult. Țin minte că era mică și nu prea ne lăsa tatăl meu cu ea. Noi eram mici să nu o vedem în starea aia. Adică nu vă lăsa să stați în camera în care era ea sau? Stăteam cu ea, dar când o vedeam în starea aia în care era, se simțea foarte rău, lua medicamente puternice și uita și nu ne mai cunoștea de multe ori, nu mai știa și ne mai lăsa tati la vecini, la rude, să nu o vedem în starea aia pe mami, știi, să nu ne fie greu pentru noi. Era în ultimele săptămâni, zile,
s-a simțit foarte, foarte rău. Deci el încerca să vă protejeze cumva și să vă Da, păstrați da, da. Să... amintirile frumoase. Amintirea, da, da, da. Da, știu că era... În ultimele zile era... S-a simțit foarte rău, foarte rău. Și atunci cumva ne păzea de asta, să nu... Să nu ne fie greu, probabil. Că eram mici, poate să nu ne afecteze imaginea. Acum fiind mare, îți aduce aminte dacă atunci simțeai cumva pericolul pierderii ei? Adică tatăl tău v-a pus cumva în temă că s-ar putea să se întâmple asta, să vă pregătească, mai ales creștini fiind crescuți într-o familie de penticostali, se vorbește foarte mult despre și despre moarte și despre cum noi vom merge cândva la Domnul Iisus și că ăsta e scopul, să ajungem în împărăția cerurilor. V-a pregătit într-un fel parcursul ăsta, adică văzând cât de grav e, el s-a gândit că se poate întâmpla asta? Nu mai țin minte exact asta, dar știu că au început să ne pregătească. Adică noi eram destul de mici, dar pe fratele meu mare a încercat să-l pun așa în temă cu ce se întâmplă, că mami va pleca la Domnul. Și atunci fratele meu mai mare cumva mi-a spus mie, tatăl meu i-a spus fratelui meu, probabil noi era mai înțelegător, înțelegea situația. Și țin minte și acum că erau cu câteva zile înainte să moară. Eu nu înțelegeam, nu realizam gravitatea. Țin minte și acum era înainte să începem școala și era sfârșitul august și am mers să ne cumpărăm rechizite, eram foarte fericiți, eram mici, nu? Fiecare cu penare, cu ghiozdane. Și am trecut pe la o mătușă, avea magazin de haine, să ne luăm haine. Și ne-am luat training, ne-am luat de toate și printre astea ne-am luat și haine negre. Dar eu nu am știut la momentul ăla, nu, ne-am luat rochițe de toate, pentru toată lumea. În momentul ăla nu mi-am dat seama ce... Nu mi-a trecut exact în cap cât de gravă e situația. Nu știu, probabil eram mică, nu îmi stătea mie cap acolo. Dar mergând spre casă de la magazin, fratele meu mi-a spus: Daria, știi de ce ne-a dat haine negre? Nu, eu nu știam face, că mami o să moară în câteva zile, o să meargă la Domnul. Așa au fost. Tati nu ne-a pus neapărat în temă pe fiecare. Mi-a spus fratelui meu că el înțelege și probabil fratele meu a avut așa un impact foarte mare pentru el, a fost un impact foarte mare și atunci probabil nu a mai putut să țină în el și mi-a spus și mie. Atunci am realizat cât de gravă e situația și chiar când am ajuns acasă, nu ne-a dus tati la noi acasă atunci, ne-a dus la o mătușă care stăm exact lângă casa noastră și atunci era ultimele clipe a mamei și chiar, țin minte și acum, m-am furișat în casă și am văzut-o așa, nimeni nu știa, cred că nici tati în ziua de astăzi nu știe că eu m-am furișat atunci. Da, am văzut așa, țin minte și acum erau foarte mulți, familia era în jurul patului ei și atunci erau ultimele clipe de viața ei și atunci când am văzut m-am speriat atât de tare și am fugit înapoi la mătușa mea acasă. A fost un șoc pentru mine, au fost momente grele și atunci după câteva ore când s-a întâmplat asta, după ce a decedat, a venit tati și ne-a explicat situația, ne-a spus că nu, mama a plecat la Domnul și așa a fost greu, nu, când am auzit. Fratele meu cel mai mic, ce să înțeleagă el, nu? Mi-a spus tati că mami a plecat la Domnul și nu o să mai vedem și așa, dar nici noi, cei mari, nu prea am înțeles foarte multe, dar fratele meu cel mai mic. Cred că și pentru un adult e foarte greu să înțeleagă, adică înțelegi mental, dar fizic doar după ce trec câteva zile da. Și vezi că efectiv Îmi persoana seama. Nu mai e acolo și nu mai face parte din ziua ta, să zic așa. Da, da, așa e. Știu că e greu și e foarte greu să săpămân amintirile astea. N-am mai vorbit de mult despre situația asta și mă năpădesc așa cu puțin emoțiile și tot ce s-a întâmplat atunci. Da, te cred, le simt și eu și le experimentez și eu, doar că în altă formă decât o faci tu. Și cu permisiunea ta aș vrea să mai rămânem un pic aici în zona asta
a înmormântării și apoi a momentelor de după. Să îmi spui dacă la un moment dat s-a făcut click în mintea ta că mama ta cu adevărat nu mai vine acasă, chiar a plecat la Domnul Iisus și acum trebuie să vă reluați cumva viața, dar să găsiți un alt ritm, să reconstruiți într-o formă sau alta familia voastră. Da, da, după ceva timp, exact după câteva zile după ce a murit mama mea, tatăl nostru ne-a luat cumva într-o vacanță, am plecat toți așa să ne explice exact situația, să înțelegem exact după toată întâmplarea asta, să știm exact. Și atunci am înțeles exact că mami nu mai este și după ce am revenit din vacanță, am început școala. Deja eu și fratele meu mai mare am început cumva să fim, tati fiind la muncă. De noi avea atunci, în perioada aia, grijă o femeie de noi. Era o femeie care avea grijă de noi de când am fost micuți, când părinții erau la muncă și stătea cu noi. Și deja am început să fiu cumva eu mamă pentru fratele meu mai mic. Am început să-i dau de mâncare, atâta cât știam eu. Știu că încă mai bea lapte, îi încălzeam laptele, îmi schimbam pijamale, îl spălam. Am început să fiu cumva o mamă pentru el. Și fratele meu la fel a fost responsabil. Tatăl meu țin minte că eu până atunci n-am avut telefon, eram în clasa 5-a, 6-a, nu mai știu exact. Mi-a dat tati telefonul mamei, să-l am ca tot timpul să mă sune, mereu, când am nevoie de ceva, el mergea la muncă și mă suna pe mine, uite, Daria, acolo aveți mâncare, când era iarnă, bagă pe foc la teracot, veneam de la școală, țin minte că veneam în timpul școlii, în pauza cea mare, mergeam acasă, stăteam undeva la 10 minute de școală, mergeam în timpul școlii să băgăm lemne pe foc ca să nu se stingă focul. Era așa, știu, o responsabilitate destul de mare. Cu siguranță, în momentele cele mai grele, am simțit lipsa mamei. Când deja eram adolescente, când aveam nevoie cea mai mare, atunci am simțit lipsa cea mai mare. Când trebuia să discuți cu cineva, mi-era rușine să merg la tatăl meu. De multe ori mai mergeam la o mătușă și la ea ne deschideam mai mult, pentru că nu, mi-era greu să mă deschid la tati la unele probleme de fete, de adolescente. Atunci am simțit cea mai mare lipsă a mamei. Mm-hmm. Și lipsa asta venea cumva din faptul că vedeai la alte fete că ele pot povesti cu mamele lor, adică veneau la școală și poate spuneau că am povestit cu mama și mama mi-a spus XYZ lucru, sau pur și simplu din nevoia ta de a povesti cu cineva mai matur, care să aibă o experiență, să zic, în domeniul respectiv. Eu cred că aveai încredere în tatăl tău, dar poate simțeai că nu te înțelege, nefiind femeie, fiind bărbat, și așa, poate nu aveai libertatea să îi împărtășești așa direct. Da, mă, ne înțelegeam foarte bine și tatăl și atunci și acum avem o legătură foarte strânsă cu el. Dar, cum spui tu, aveam nevoie de o figură maternă ca femeie, ca să pot să mă deschid mult mai mult. Era și văzând la prietenele mele, la colegi de la școală, că povestesc lucruri despre fete cu mamele lor, era pentru mine, noi, eu cu cine să povestesc, știi? Mai povesteam cu fetele, mai... ce mai auzeam din stânga, din dreapta, dar... sau cu mătușa mea, cum am spus. Cam tati încerca el să ne explice lucruri, dar era așa, nu, e bărbat, nu am cum să vorbesc el, mi-era rușine așa să deschid subiectele de femei cu el. Cred că e o jenă normală până la urmă, dar mă bucur că ați avut-o pe mătușa voastră și sper că ea a fost deschisă să vă împărtășească atât cât a știut ea sau măcar să vă asculte, că și asta face foarte mult pentru un adolescent, să fie ascultat, așa, să-și spună și el păsul inimii. Da, 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 da. A fost acolo și ne-a ascultat, ne-a îndrumat, a fost lângă noi. Și dincolo de lipsa asta puternică pe care ai simțit-o în adolescență, sunt curioasă dacă ai simțit lipsa mamei sau în ce fel ai simțit-o în momentul în care ai devenit mamă. Pentru că sunt sigură că ai simțit-o și în momentul în care te-ai căsătorit și ai devenit soție, dar acum devenind și eu mamă la rândul meu și imaginându-mi doar, punându-mă cumva în papucii tăi,
pot să-mi dau seama că mult mai profund simți lipsa unei mame în momentul în care devii și tu mamă la rândul tău și sunt curioasă cum ai experimentat tu tot procesul ăsta. Dai seama că când am născut pentru prima dată sau când am aflat că sunt însărcinată, cred că primul lucru m-aș fi dus, după soț, m-aș fi dus mamei mele să-i spun că sunt însărcinată și să-i împărtășesc bucuria asta. Da, am simțit foarte mult cum văd și la cumnatele mele, la prietenele mele, cum împărtășesc cu mamele lor, cum le ajută, știi, vin să stea cu copilașii. E un mare ajutor, cu toate că tatăl meu este căsătorit, e recăsătorit acum, dar mama e mamă, e altfel, da. Nu? Și am simțit-o, nu dai seama, și la căsătorie, că m-aș fi dorit foarte mult să fie în momentul cel mai important pentru mine, să fie mama lângă mine, dar și când am avut prima sarcină și a doua sarcină, să-i spun bucuria, să vadă nepoții. De multe ori îmi stau și mă imaginez așa cum ar fi mama mea, cum ar fi mândră de ce sunt eu acum sau s-ar fi bucurat de nepoții care îi avem, că și sora mea mai are încă 3 copilași. Și stau așa și mă gândesc, oare s-ar fi bucurat de nepoții ei, așa. Îmi trece de multe ori gândul ăsta prin minte. Acum, auzindu-te cum povestești, îmi dau seama că nici măcar n-am știut să mă pun în papucii tăi. Am folosit cuvinte prea mari, cumva, pentru o chestie pe care nici măcar nu pot să mi-o imaginez. Pentru că, trăind în felul ăsta și având-o eu personal pe mama mea aproape, mi-e foarte greu să mă detașez de noțiunea asta și acum îmi dau seama cât de greu trebuie să-ți fie să treci zilnic prin asta și într-o formă sau alta aproape nimeni să nu te înțeleagă. Așa este. Nu este ușor deloc. Numai cine trece prin așa ceva înțelege, printr-o pierdere a mamei sau a tatălui, înțelege. Am uitat figura maternă, nu mai știu cum. Dar de multe ori stau și închid ochii și îmi imaginez cum arăta, că mi-e dor, de multe ori mi-e dor de ea și stau și închid ochii și stau și mă gândesc oare cum mai arată, dar nu vreau să o văd cumva pe ea bolnavă, vreau să-mi amintesc pe ea sănătoasă și stau să-mi amintesc din trecut cum era ea sănătoasă, că de multe ori mi-este dor de ea, dar țin în mine că n-am ce să fac dorul ăsta, stau și mai mă uit așa peste poze, mai ascult o muzică, mai îmi trece dorul așa. Chiar voiam să te întreb dacă mai ai în jurul tău persoane care să fi trecut prin asta și cu care să poți discuta la un anumit nivel despre asta pe lângă frații și surorile tale sau măcar cu ei reușești să le împărtășești dorul ăsta? Mai am aici în biserică pe o femeie din biserică, care și ea și-a pierdut mama, dar fiind mult mai mare la vârstă, mai înaintată în vârstă. Dar nu deschidem cumva subiectul. Probabil și pentru ea e dureros, cu siguranță, și la fel și pentru mine. Și nu, de multe ori îi spun soțului că mi-este dor de mama, dar nici lui parcă nu am putere, că nu are cum să mă înțeleagă. Nu are cum să mă înțeleagă și nu, fiecare cu gândurile noastre știi, le ținem așa pentru noi, cu durerea. Când mă iau o durere, mai ascult o muzică, o cântare de la biserică cu despre mame sau așa. Și când e vreo binecuvântare la biserică, când se cântă vreo cântare de mame, pe mine mă copleșește, nu mai pot să cânt, nu mai. E ceva, chiar dacă a trecut atâta de mult timp, durerea încă e acolo. Probabil nu atâta de profundă, dar încă e acolo, încă te doare, că e ceva, e greu. Da, nu e ușor. Da, și mi se pare normal să te doară. Vorba aceea că timpul vindecă nu este reală, timpul nu vindecă, doar Dumnezeu poate să vindece. Da. Și chiar dacă Dumnezeu vindecă, cicatricea în sine rămâne, nu mai supurează acolo rana, nu mai coace, dar cicatricea rămâne. Se vede pe unde ai trecut și ce greu ai dus. Așa, de-a lungul anilor, a devenit cineva o figură maternă pentru tine? Ai găsit poate un sprijin într-o altă femeie, într-un mentor, cineva de la biserică, mătușa ta? Sau n-ai reușit să faci conexiunea asta cu nimeni altcineva?
Nu, n-am reușit. Cum am spus, tatăl meu este recăsătorit. Ne înțelegem foarte bine. Mă bucur că tati și-a găsit pe cineva ca și ajutor pentru el, ca și noi ne-am căsătorit toți frații, suntem plecați toți. Și știu, mă bucur că el este acasă, e cineva cu el acasă, dar nu m-am putut să mă deschid în fața soției lui, neavând copii. Cu toate că ea este educatoare de grădiniță și așa, și cunoaște copiii, știe cum să vorbească, dar fiind destul de mari când s-a căsătorit tati, eu având 17 ani, deja m-am învățat cumva singură. Doar tati, când aveam nevoie de ceva, numai pe tati îl sunam, n-am putut să mă deschid la nimeni, în fața nimănui. Am rămas cumva, da, ne înțelegem foarte bine, mă bucur, o iubesc pe soția lui tati, dar nu pot să mă deschid mai mult ca și o mamă, știi, să vorbesc cu ea, să-i spun mamă, nu, deocamdată nu. Poate pe viitor, nu știu, dar deocamdată n-am putut să mă deschid atâta de tare, să pot să mai spun la cineva mamă. Cred că e un proces natural și normal, nu mi se pare absolut nimic de condamnat, dar îmi place că a rămas totuși figura paternă acolo. Că orice problemă aveai, tati era acolo la un telefon Da, distanță sau venea seara acasă de la muncă și era disponibil pentru tine și pentru nevoile tale. da. Da. Tati a fost și va rămâne mereu acolo. Asta e bine. Și mă bucură pentru că tații au un rol foarte important, mai ales în viața fetelor, deși nouă ne pare că figura maternă cumva te ține într-o formă sau alta în picioare, dar studiile spun că marea stabilitate a unei femei o dă relația cu tatăl ei, ceea ce mi se pare incredibil. Da. Ținând cont așa de faptul că mama ta a fost diagnosticată cu cancer la sân și a fost și într-o fază foarte gravă, fază terminală, și mulți medici spun că este ceva ce poate fi transmis mai departe și există un risc destul de ridicat ca și copiii persoanei respective să sufere de o asemenea boală, cât de mult ai simțit tu de-a lungul vieții tale teama unui diagnostic de genul ăsta? Ai avut cumva în minte ideea asta sau pentru tine nu a fost deloc o preocupare? Tatăl meu ne-a spus, și mie și surorii mele, ne-a spus că, da, există probabilitatea să fie genetică și nu am mers la specialist să ne fac un check sau așa, dar eu sau sora mea, la duș, acasă, ne mai palpam. Asta știu că făceam destul de des, mă mai palpam să văd, dar mai mult de atâta nu am investigat deloc, nu. Pur și simplu nu mi-a mers gândul mai departe că se poate întâmpla ceva pe viitor. Nu am gândit-o mai departe, nu am mers cu gândul atâta de departe să știu că pe viitor se va întâmpla ceva. Și asta mi se pare foarte bine, pentru că ai trăit cu libertatea de a trăi fără a fi împovărată de gândul ăsta, care altfel cred că ți-ar fi stat în spate cumva zi de zi, că dacă te doare într-o parte sau în alta, poate e ceva. Nu, chiar nu m-am știam, uite, și acum când cu diagnostic, știam situația, știam mai multe detalii, mai informații, așa ce știam de la mama mea, dar nu am căutat, nu am săpat mai mult să știu, nu m-a interesat, nu am vrut să cumva să îngrop ce a fost în trecut. Nu am vrut să știu mai multe, să descoper mai multe. Da, ai închis capitolul, s-a finalizat în felul acesta, hai să vedem ce putem face bine mai departe, nu să ne întoarcem în trecut. Da. Un element foarte important peste care am sărit, dar venim acum, eram curioasă în momentul acela în care a decedat mama ta și apoi în perioada de adaptare, după pierderea ei, cum îl percepeai tu pe Dumnezeu? Cine era Dumnezeu pentru tine? Aveai, nu știu, 10-11 ani. Cred că atunci abia înțelegem cam, nu știu, că suntem fete, băieți, trecem prin perioada de pubertate, mergem către adolescență, suntem super confuzi. Cum îl percepeai tu pe Dumnezeu? Atâta știam și știu că tati ne spunea mereu că chiar dacă trecem prin ce am trecut și Dumnezeu a îngăduit asta, Dumnezeu se va îngriji de orfani.
Și asta m-a urmărit până astăzi, vorba aceasta, și cum scrie în Biblie că Dumnezeu se va îngriji de orfani. Nu știam în momentul ăla de ce Dumnezeu a ales ca să o ia pe mama noastră, dar Dumnezeu știa mai bine de ce e așa. Și noi știam că Dumnezeu se va îngriji de orfani și asta ne-a urmărit toată viața noastră, pe fiecare, pe mine și pe frații mei. Și ai avut un moment atunci în care, nu știu, să te rogi sau ce făceai tu în relația ta cu Dumnezeu în care să-i spui, Doamne, nu înțeleg de ce s-a întâmplat așa. Poate nu atunci, chiar imediat după, în perioada de după, în anii care au urmat. Ai avut un moment din ăsta în care să zici, Doamne, acum chiar nu înțeleg. Explică-mi. Mi-au trecut multe prin gânduri, că mă gândeam că de ce... Știam mai multe cazuri la noi în zonă, în sat unde eram, care... un caz care s-a mai întâmplat de tot așa de cancer la sân și mama celor copii a trăit, Dumnezeu i-a dat viață. Și fiind mică, mă gândeam, dar la mama noastră de ce nu i-a dat viață? Îmi puneam multe întrebări, dar nu, parcă nu îndrăsneam să-L întreb pe Dumnezeu de ce o ales așa. Mai mult de atâta, nu am îndrăsnit parcă să întreb. Și după ce ai crescut mai mare, cum s-a clădit relația ta cu Dumnezeu, având elementul matern lipsă din viața ta? Ce a devenit Dumnezeu pentru tine pe parcurs? Neavând-o pe mama, tatăl meu fiind la muncă, a fost o perioadă destul de rebelă pentru mine, pentru mine, pentru sora mea. Probabil dacă era mama alături, poate știa mai bine sau... să ne țină, sau nu neapărat că tatăl meu nu știa, dar era preocupat cu munca, avea grijă de noi, ne mai făcea de mâncare, era și a fost destul și pentru mine și pentru sora mea o perioadă destul de rebelă, în care ne-am îndepărtat de Dumnezeu, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Abia după ce tatăl meu s-a recăsătorit, atunci am început cumva să-L cunoaște mai bine. Atunci am făcut pasul de a mă boteza și eu și sora mea și atunci cumva l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Dar până atunci a fost o perioadă destul de mult de rebeliune pentru mine. Și la fel, nu vreau să vorbesc neapărat în numele surorii mele, dar eram amândouă la fel. Eram cumva rebele amândouă. De multe ori știu că îl supăram pe tatăl meu. Și ce însemna rebeliunea asta? Că acum lumea se gândește la multe lucruri, dar poate ne arăți tu care era direcția. Nu fumat, nu rebelă ca a umbla prin baruri sau așa. Era, pur și simplu, nu ascultam, întorceam vorba, mergeam la biserică, dar... cumva trase, hai vină la biserică, hai, știi, eram cumva implicat în la copii, la tineri, dar eram tot timpul cu muzică mai lumească, cu, știi, era o perioadă mai rebelă. Probabil dacă era mama, știa cumva să ne tragă mai mult, fiind acasă cu noi, știa probabil să vorbească mai mult cu noi, să ne tragă spre Dumnezeu, dar nu că tati nu o făcea, dar el era cu altele ocupat, nu, trebuia să muncească și nu prea avea timp cumva mereu de noi. Nu, avea timp, dar nu probabil să vorbească tot timpul cu noi, să ne explice. Și atunci cumva asta s-a simțit și atunci am luat-o pe drum greșit cumva în adolescență. Tu catalogai tot ce ți s-a întâmplat ție și ce ai experimentat ca fiind o rebeliune. Eu i-aș zice mai degrabă un soi de explorare în care încerci să te cunoști pe tine, încerci să vezi ce-ți place, ce nu-ți place, mergi la biserică că te pun părinții, lucru care se întâmplă foarte des și așa. Și cred că e o etapă extrem de normală, dar greu de acceptat de părinți pentru un adolescent. Și acum când mă gândesc că și copiii noștri vor deveni la rândul lor adolescenți și vor avea etapa asta. Da, nu știu fi dacă greu. Mi-e așa de ușor. Acum când sunt mamă, mă gândesc așa ce greu i-a fost tatălui meu cu mine, cu sora mea, cu frații mei. Pentru că atunci când ești părinte, atunci înțelegi. Văd acum când băiețelul de 4 ani, când mai mă întoarce vorba cât e de mic el, așa mă supăr de tare și mă gândesc eu cât de tare l-am supărat pe tati. Da.
Da, așa e. E un proces continuu de educare și în dreptul nostru ca părinți și în dreptul lor ca și copii. Și nu e o etapă deloc ușoară, dar ne rugăm așa încă de acum. Pentru copiii noștri. Ducem rugăciunile spre viitor, da? Și sper eu cumva să ne gândim atunci prin ce am trecut să le putem acorda har și grație. Da, da. Tu ai amintit așa puțin de-a lungul conversației noastre de un diagnostic, de diagnostic, și cred că i-am ținut așa puțin în suspans pe ascultătorii noștri că, din nefericire, povestea ta merge către acel diagnostic, acel mare nefast și anume cancer la sân. A fost o veste care a venit pe neașteptate, pe nepusă masă, când cred că nici nu te-ai gândit că se poate întâmpla, și poate ne duci un pic în momentul în care ai descoperit nodulul la sân și apoi să ne spui care a fost cel mai puternic sentiment care te-a cuprins în momentul în care ai aflat diagnosticul. Da, în momentul în care am simțit acel nodul, nici prin cap nu mi-a trecut că voi trece printr-o perioadă foarte grea pentru mine și pentru familia mea. Eram în casă, îmi stau cu cumnata mea în casă, făceam curățenie, lucrurile de zi cu zi și pur și simplu dau așa cu mâna și simt întâmplător, nu știu până atunci dacă l-am avut nodulul, dar în momentul ăla l-am simțit, un nodul destul de mare, undeva la dimensiunea unei nuci. L-am simțit la sân. Și în momentul când l-am simțit, am zis, mă, să nu mi se pară mie, să fiu eu paranoia, că îl simt numai eu. I-am zis cumnatei mele, vină și pune și tu mâna, îl simți și tu sau doar eu paranoia? Că... Și a pus și ea mâna și l-a simțit și în momentul ăla mi s-a făcut rău. În momentul în care l-am simțit, deja mi s-a dus gândul la diagnostic. Nu știam nimic ca ce se întâmplă, nu știam, dar gândul meu deja s-a dus foarte departe. Am așteptat să vină soțul acasă, am încercat să merg prin spitalul de stat, să mă controlez, să fac un check, dar aici dacă cumva nu-i grav, dacă nu te doare, nu te simți foarte rău, nu te bagă în seamă imediat. Am sunat, dar mi-a zis că undeva la 2 săptămâni o să dureze să mă controleze. Și am zis că eu nu mai aștept, eu mă duc mâine, i-am spus soțului, mâine sun și mă duc la spital privat. Era o clinică privată în care mai mergeam noi înainte când aveam vreo problemă, ca să nu mai stau în așteptare la spitalul de stat. Când aveam vreo urgență, ceva, mergeam la spitalul privat. Și am și sunat în acea zi și următoarea zi mi-a făcut programare. M-am dus cu soțul, cu băiețelul în mașină. Era undeva la 2 ore și ceva de noi. Și ne-am dus. Soțul trebuie să stea cu băiețelul în mașină, că încă era regulile de pandemie și n-avea voie să vină și el înăuntru. Și merg acolo, mă întreabă doamna doctor dacă am antecedente. I-am spus povestea mamei mele, dar întâi de toate mi-a spus că vreau să fac cumva o verificare, să știu cumva dacă ești însărcinată, că dacă ești însărcinată e o treabă, dacă nu ești însărcinată e altă treabă, mi-a zis cumva, că dacă cumva ești însărcinată nu poți să-ți dau un tratament, știi? Și mi-a zis că ești însărcinată? Am zis că eu nu sunt însărcinată, am zis că mi-a întârziat cumva menstruația, dar pentru mine e ceva normal, am zis că și 2 săptămâni am zis că mă întârzie, nu e ceva să mă sperii. Și mi-a zis, hai să facem cumva un ecograf, să vedem dacă, să știm sigură că nu, cum i-am spus că mi-a întârziat 5 zile, am zis că trebuie să facem neapărat. Când îmi face ecograf, înainte să mă palpeze și așa, îmi spune, felicitări, ești însărcinată. Eu m-am dus cu o problemă să mă verifice și am aflat că sunt însărcinată. Nu am zis, acum cum îi zic, la soț. Eu m-am dus cu o problemă și când ies de la spital aflu că sunt însărcinat. Nu, m-am bucurat. Îți dai seama că noi ne doream deja de 2 ani, ne doream al doilea copilaj, dar nu m-am așteptat, chiar nu m-am așteptat deloc în momentul ăla să fiu însărcinată. După ce mi-a dat vestea asta, m-a palpat și
mi-a palpat și mi-a făcut și un scan la sân și mi-a spus că da, falcie este un nodul destul de mare și mai ai încă doi pe lângă cel mare. Dar cei doi mai micuți nu necesită să mă controleze mai departe, dar pentru cel mare cumva să mă duc imediat. Dar știind situația mea de dinainte, că i-am povestit și că am aflat și acum că în ziua aia că sunt însărcinată, cumva a încercat să mă liniștească doamna doctor și mi-a spus că nu te speria, nu-i nimica de speriat, nu știm nimica ce se întâmplă până nu facem o biopsie, stai liniștită. Când mi-a spus așa, am încercat să fiu liniștită, dar i-am spus soțului, i-am spus și despre sarcină, a rămas și el uimit. Și l-am sunat pe tatăl meu o zi în urmă, i-am explicat că am simțit un nodul și s-a speriat. I s-a și făcut rău, știu că au zis că du-te neapărat. Și atunci m-am dus direct la privat și l-am și sunat pe tatăl meu cum am ieșit de la spital și i-am explicat și au zis, tati, nu te lăsa, te duci mai departe. Chiar dacă doamna doctor spune să nu te impacientezi, du-te mai departe, să-ți facă biopsie, să vezi că dacă îți face biopsie și așa, tati cumva nu se gândea mai departe că o să fie ceva. Dar au zis, du-te ca să știi sigur, să fim liniștiți și noi și tu. Și cumva eram atunci liniștită că doamna doctor nu m-a speriat în momentul ăla și nu știam rezultatul. Și mi-a dat cumva o scrisoare medicală să merg prin spitalul de stat. Ei nu puteau să facă mai departe căutări, mai amănunțit. Și mi-au dat o scrisoare și m-am dus la spitalul de stat, dar prin spitalul de stat iar a durat undeva la 6 săptămâni să mă bage cumva în seamă, să intru în sistem. În toată perioada asta aveam așa o mulțime de gânduri, de emoții, eram așa, nu știam ce se întâmplă cu mine, nu știam ce va fi, care va fi rezultatul. Și am încercat să merg prin urgență, să intru mai repede, am încercat toate felurile, am încercat prin orice mijloc cumva să intru în sistem mult mai repede, dar tot timpul îmi spuneau, cam 6 săptămâni nu putem face mai ăsta. Și chiar încă țin minte că m-am dus la un spital de stat, în altă zonă unde eram noi, că mi s-a spus că nu e așa de busy și s-ar putea să mă ia mai repede. Am intrat acolo, da, într-adevăr m-a luat destul de repede. Domnul doctor mi-a spus că, și m-am speriat în momentul ăla și m-am și supărat, mi-a spus că stai liniștită, că și dacă e cancer, nu va crește în timpul ăsta. Și am zis, bine că îmi spui asta, eram așa supărată, am zis că bine că ce încurajare îmi dai. Și în timpul ăsta, până m-a luat în sistem, am anunțat biserica. Tatăl meu a anunțat biserica de unde face parte, din Arad. Și am spus, nu știm încă diagnosticul, i-am spus că am un nodul la sân, dar să ne susțineți în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze. După 6 săptămâni am intrat în sistem, mi-a făcut biopsie și la sân și la axilă. La axilă a ieșit curat și țin minte că era vară, deja era cu, cred că cu o zi sau chiar de ziua mea, nu mai știu, anul trecut. Eram cu copilașul în piscină, în curte. Țin minte că era miercuri și eu trebuia să merg cumva joia după rezultat la biopsie. Eu știam când mă sună de la spital, mă sunau cu număr ascuns, așa de sună aici, nu te sună cu număr. Și știam clar când mă sună cu număr ascuns, e de la spital. Mă sună cu număr ascuns și răspund și îmi spune că rezultatele au venit, dar să vin astăzi după rezultate, dar trebuie neapărat să mă însoțească cineva. În momentul ăla am știut că rezultatele nu sunt ok. L-am sunat pe soț imediat și am zis că vină acasă, că trebuie să mergem la spital după rezultate, că ceva nu e în regulă. Soțul în tot timpul ăsta a fost foarte pozitiv. Nu i-a trecut odată prin gând că eu să am ceva. El a crezut cumva în toată perioada asta că e un nodul la sân, cu sarcina o ieșit afară, dar mai mult de atâta nu. Când mi s-a mai zis că n-am alăptat băiețelul foarte mult și mi s-a blocat un canal și mi s-a format nodulul ăsta. Și soțul până în ultimul moment asta a crezut. Nu i-a trecut prin cap deloc că va fi un diagnostic crunt.
Dar eu aveam așa nelămuriri, nu știu, mi-a spus în timpul când mi-a făcut biopsia că se vede ceva care e foarte ciudat. Exact asta mi-a spus. Și în momentul ăla am știut. Dar Dumnezeu m-a și înștiințat dinainte că Dumnezeu mă va trece printr-o încercare. Și am știut că asta va fi încercarea. Și îi spuneam soțului, și cred că nu o să fie bine. Așa simt că ceva o să fie cu rezultatele. Soțul tot timpul, nu te mai gândit tu că o să fie ok. Dar eu i-am spus că eu simt că ceva o să fie neregulă. Și când ne-am dus la spital după rezultate, am luat și băiețelul cu noi, că el era tot timpul cu noi, vroia neapărat să fie cu noi, nu prea stătea cu nimeni în perioada aia. Și chiar când am intrat în sala aia, nu ne-a luat un doctor, ne-a luat un psiholog, că ei știu așa mai cum să îți spună rezultatul și chiar ne-a spus, face, băiețelul știe engleză? Am zis că nu, să nu-l afecteze face ce spune. Am zis că puteți să vorbiți liniștit, că nu înțelege nimica, era cu noi. Și atunci Dan mi-a spus că rezultatul a venit și a venit că e cancer la sân gradul 3. Și în momentul ăla a fost așa știam că o să fie diagnosticul ăsta, dar era greu să-l aud. Și atunci când am auzit, da, și eu și soțul am izbucnit în plâns, a fost un șoc pentru noi. Și chiar băiețelul, că așa cum stau și mă gândesc, s-a uitat la noi și a început și el să plângă, nu știa ce se întâmplă. Că noi, el nu vrea să răcuțul să stea cu nimeni, că toată lumea spunea, hai, lăsați-l la noi, lăsați-l, că aveam la cine să lăsăm, dar nu vrea, el vrea să fie neapărat cu noi și l-am dus cu noi și nu știa ce se întâmplă și ne-a văzut și pe mine și pe soțul că plânge și știind că sunt întărcinată, doctorii mi-au spus că trebuie să avortez, că dacă voi păstra sarcina, s-ar putea să moară în timpul operației sau să se nască cu dezabilități. Și eu le-am spus din start, am zis că dacă Dumnezeu, exact așa am spus, dacă Dumnezeu a ales în momentul ăsta să-mi dea copilașul, El se va îngriji și de el și de mine și da, eu nu o să avortez. Exact asta am spus. Ei cumva au fost uimiți, nu s-au aștepta la răspunsul ăsta, face, da, dar știi că o să dureze o perioadă grea de tratamente. Am zis, da, dar eu nu o să abortez. Eu am zis că dacă îi să moară în timpul operației sau așa, am zis că Dumnezeu va decide în dreptul lui, în dreptul copilașului și în dreptul meu, dar nu, eu nu o să abortez. Am zis că dacă eu păstrez sarcina, cum va fi, indiferent că va fi cu probleme, indiferent că eu păstrez sarcina. Și atunci, cumva, după ce le-am spus, cumva au încercat să implice și sarcina în tot tratamentul ăsta, că până atunci ei s-au gândit că aș dori să avortez, dar după răspunsul meu am încercat să includă și sarcina în tratamentele pe care urmau să le fac. Asta mi se pare încurajator, că deși ei ți-au propus opțiunea asta de a avorta, ulterior, surprinși fiind de faptul că tu nu dorești să faci lucrul ăsta, au făcut în așa fel încât să-ți respecte decizia și chiar să o încurajeze sau să găsească resurse ca tu să poți păstra sarcina cât de mult se putea. Că acolo era. Nu știm cât o vei duce sau dacă o vei duce până la capăt, dar știm că tu ai ales să mergi în felul ăsta mai departe. Aveam tot timpul controle, ba la spital pentru diagnostic, ba la bebeluș, deci și de 4 ori pe săptămână eram la spital, pentru că tot timpul vreau să-l supravegheze pe bebeluș. Din momentul când am decis că vreau să păstrez sarcina, chiar au fost în alarmă. Chiar am avut foarte multe controle, deja eram sătulă câte scanuri la bebeluș, deci chiar au reacționat bine în toată problema asta, că ori monitoriza tot timpul bebelușul. După tratament, după operație, au vrut să vadă cât o luat în greutate, cum o progresa, tot timpul vroiau să-l monitorizeze. Știu că după ce ai primit diagnosticul, te-au programat peste ceva vreme la operație sau imediat după și ulterior au mai lăsat o perioadă să treacă până să începi ședințele de chimioterapie sau radioterapie, nu știu exact ce ai făcut. Poate ne povestești un pic parcursul ăsta și
cum a fost relația cu soțul tău în tot acest parcurs, mai ales că el își menținea până atunci pozitivismul și optimismul și apoi vi s-a prăbușit lumea în cap amândurora. Am aflat la sfârșitul lui iunie și undeva la 3 săptămâni deja am fost programată la operație, că cred că 11 săptămâni aveam de sarcini, imediat m-a programat. A lăsat-o, zis că trebuie puțin să crească bebelușul, să facă cumva față șocului anesteziei totală. Și am făcut operația anul trecut în 13 iulie și imediat, în septembrie am început deja chimioterapia. Am făcut 15 tratamente de chimioterapie, 3 au fost foarte grele, primele 3 le-am avut cumva la 3 săptămâni și după aia 12 am avut în fiecare săptămână, timp de 3 luni, cu pauză între ele ca să nasc. Dar în tot timpul ăsta, soțul, chiar dacă el susținea părerea până să afle diagnosticul, după ce a aflat, a fost foarte optimist. Nu știu, eu cred că cu siguranță numai Dumnezeu l-a întărit, pentru ca să fie puternic pentru mine și pentru copilașul nostru, pentru băiețelul nostru cel mare. Pentru că tot timpul m-a încurajat și o să vezi că Dumnezeu să se atingă de tine. În toată perioada asta de un an jumătate, nu l-am văzut vreodată să se plângă de ceva. Tot timpul el mă încuraja. El, eram de foarte multe ori la tratamente, la spital. Se împărțea foarte mult și era foarte greu. Mergea cumva de la 5 dimineața la muncă până la 10 dimineața, 11 dimineața. Îl ducea prima dată pe băiețe la grădiniță. După aia mă ducea pe mine la tratament, la chimioterapie. Eu, neavând carnet, nu conduc. Așa Dumnezeu i-a dat la soțul meu că el lucrează pe Uber și poate să-și facă cumva programul. Dacă nu aveam jobul ăsta, nu știu cum făceam, dar așa Dumnezeu l-a pregătit pe toate, că altfel nu știam cum se împărțea cu toate, pentru că eu, neavând carnet, îl ducea pe băiețel la grădii. Venea, îl lăsa pe băiețel, venea, mă ducea pe mine la spital. După ce mă lăsa pe mine la spital, venea, îl ducea pe băiețel de la grădii acasă. Îi dea de ea să mănânce, îl punea la somn. După ce se trezea, veneau după mine la spital. Deci așa am fost timp de 7 luni cu chimioterapia non-stop. Eram la spitale, că și băiețelul știa că vine după mami la spital. Mi-a pus o, nu știu cum se numește în română, chiar nu știu, pick line, mi-a pus ceva pentru să-mi pună chimioterapia, să-mi bage tratamentul, un cablu până spre gât și eu am crezut că e o intervenție foarte mică, ca și un fluturaș, mă gândeam, nu știu ce întrecea mie prin cap și am zis soțului, stai, așteaptă-mă în parcare, că doar cât durează, 15-20 de minute. Când colo chiar a fost ca o operație, a fost o tăietură, a fost așa și a durat cumva 3-4 ore și soțul a stat cu băiețelul în parcare 4 ore, în parcarea spitalului, l-a culcat acolo, a fost numai pe drumuri, chiar așa, dar Dumnezeu i-a dat așa o putere că nu s-a plâns niciodată nu s-a plâns, cu toate că era, cu siguranță era foarte obosit, îți dai să mă treaz de la 5 dimineața și muncă și băiețel și cu mine. Mie mi-era foarte rău de la chimioterapie. Primele zile nu eram în stare să fac mâncare, nu eram în stare să fac nimica. El era tot timpul acolo. Nu prea știe el să facă mâncare, dar cum știa el acolo, făcea sau era acolo pentru mine, pentru băiețel, așa, Dumnezeu chiar l-a întărit și chiar relația dintre noi s-a sudat foarte mult. A lăsat așa Dumnezeu unitate și m-a ridicat foarte mult. M-a ridicat mai ales în momentul în care șocul cel mai mare pentru mine a fost când, după 3 săptămâni de chimioterapie, nu știu dacă se practică asta în România, eu la prima ședință de chimioterapie am încercat să stau cu o cască pe cap care ți-l îngheață foliculii de păr. Că spuneau că poate să-ți înghețe capul cumva, să nu-ți cadă părul. Eu am zis că nu, eu fac tot posibilul să nu-mi cadă părul, că era cumva un șoc pentru mine. Tu având părul lung. Foarte lung și l-am tuns până la gât înainte ca să nu fie șocul ăla mare. Dar am zis că eu tot fac, nu mă interesează, i-am zis la soț, bine, cu toate că soțul mi-a zis, nu-ți pune casca aia în cap, lasă, că nu-ți pune, că cum să-ți pui tu cască care îți îngheață capul. Eu am zis că eu încerc, prima dată, am zis că nu se întâmplă nimica dacă încerc, dacă poate nu-mi cade părul, eram așa optimistă.
Da, optimistă. Și asistentele mi-au spus că există posibilitatea să nu-ți cadă părul. La unele le cade părul cu tot cu cască, la unele nu le cade părul deloc. Și am stat cu casca asta undeva la 3 ore în cap și îți face pur și simplu părul gheață. Surțuri de gheață, așa, îți îngheață capul. Deci, în primele 10 minute nu mai puteam gândi. Dar am zis că fac efortul ăsta numai ca să-mi păstrez părul. Dar ar fi trebuit să stau la fiecare ședință cu casca asta. Și după și prima ședință a trecut o săptămână, două, trei și nu-mi cade părul. Că nu, super, mai stau și data viitoare. Da, după 4 săptămâni, deja știu că mă pregăteam să merg la biserică, mă piaptăn și văd așa un pumn de păr. Nu m-am panicat, am zis că nu, cine știe. Mă duc la biserică, dau cumva cu mâna în păr, îmi cade un pumn de păr. Când am ajuns acasă, am zis, hai să văd, iar îmi cade părul. Am zis, nu, a început. Și m-am lăsat așa câteva zile, o tot căzut. La un moment dat mi-am pus un batic așa, o eșarfă în cap și soțul tot mi-a spus, face, hai să-ți radem părul, să te radem în cap, că nu mai poți așa. Într-adevăr, era destul de greu că peste tot aveam numai păr. Când făceam duș numai păr, pe pernă numai păr, tot timpul eram cu rolă din aia de scame, că era plin de păr peste tot. Și pentru mine era foarte greu, dar nu vreau să accept momentul ăla. Și am zis că o să mă rad numai când îmi vine peruca, că mi-am comandat o perucă. Măcar știu că am ceva provizoriu. Dar momentul cel mai greu a fost când o trebuie să mă rad în cap. Că și băiețelul știa că sunt bolnavă și când m-a văzut fără păr, îți dai seama că și eu când m-am văzut prima dată fără păr, în timp ce îmi tăia soțul meu părul, am izbucnit în plâns, îți dai seama că a fost un șoc să mă văd fără păr. Și băiețelul nu știa ce se întâmplă, nu știa, punea așa mâna pe păr, mami, dar nu mai ai păr acum, nu înțelegea nici el, că era noi mic, noi 3 ani avea și întreba că noi, el știa, face, mami, dar tu de ce ai păr scurt, că numai băieții au păr scurt, el așa spunea, femeile au părul lung. Noi am încercat, nu, și eu și soțul, că mami bolnavă și la mami de la chimioterapie o căzut părul. Nu, el înțelegea așa, dar nu știa. După aia, iară, nu mai știa că aveam perucă, dar acum de ce ai păr? Dar nu mai știa, săracul, era și el debusolat, așa, nu mai știa ce și cum. Și soțul a încercat să mă încurajeze și s-a ras și el în cap pentru mine, să mă încurajeze, să fie așa o încurajare, să Ce spună că, o fain. zis că, măi, numai un păr, las că părul crește, face tu să fii bine. Dacă tu ai trecut cu bine peste operație și mai ai numai, lasă, dă-l încolo de păr, îmi spunea că o să crească. Am zis, da, știu că crește, dar pentru o femeie e greu, am zis că nu e ca și un bărbat că ți-l tai. E podoaba capului tău, e mândria părul cum ar veni, nu, pentru noi femeile, un șoc. Simțeai că nu mai erai la fel de feminină sau unde a fost clicul ăla care a produs șocul ăla așa de mare? Când mă vedeam în oglindă, mă vedeam urâtă, adică nu-mi plăcea să mă văd în oglindă fără păr. Mi-era greu la început, pentru primele zile. Stăteam numai cu baticul în cap și acasă, că nu-mi plăcea. Și tatăl meu îmi zicea, nu sta tu cu baticul în casă, îmi dă-l încolo de păr că-ți crește, simte-te tu liberă, nu sta. Și după aia am început să mă învăț, că asta e perioada asta, să accept. A fost greu pentru mine, că la un moment dat am căzut așa, am clacat cu partea asta cu părul, că chiar noi avem așa un grup de la biserică de surori și le-am scris un mesaj, eu aveam și o perioadă de în sarcină în care nu puteam să dorm deloc, nu puteam, au fost vreo 3 săptămâni în care n-am putut să dorm mai deloc și era 4-5 dimineața și eu nu dormeam. Le-am scris atunci pe grup la surori, vă rog frumos să vă rugați pentru mine că am o stare, nu mă simt bine deloc, plâng non-stop, îl sunam pe tatăl meu, era 6 dimineața la noi, hai că în România era mai târziu puțin. Și nu puteam, plângeam non-stop, aveam o stare foarte, foarte căzută. Și atunci am scris mesajul ăsta pe grup de surori și atunci o soră a venit cu o idee și a spus că hai să ne rugăm fiecare soră din biserică pentru Daria 10 minute. Și atunci au făcut o listă, de la ora asta la ora asta o soră, să cuprindă o zi întreagă toate surorile din biserică. Și
Îți spun sincer că deja următoarea zi n-am mai avut starea aia. Wow! Chiar am simțit așa o ușurare, o înțelegere din partea surorilor, o susținere. Chiar m-au susținut foarte mult în toată perioada asta. Următoarea zi deja n-am mai simțit povara aia care nu o puteam cumva duce. O luminat-o Dumnezeu pe sora asta și chiar au lucrat foarte frumos în dreptul ăsta. M-a întărit foarte mult rugăciunile surorilor. Deja am început să accept situația cu părul. Aveam și perucă, dar o purtam foarte rar. Deci numai duminică o purtam atâta la biserică, numai duminică o purtam. În rest eram cu turban în cap, cu batic, dar eram învățată, obișnuită, nu mai eram stresată, nu mai eram posomorâtă de toată treaba asta. Dumnezeu m-a întărit prin rugăciunile surorilor, Dumnezeu m-a întărit așa, mi-a ridicat starea. Ce fain mi se pare să ai așa o comunitate de genul ăsta care chiar să se implice și căreia chiar să-i pese de tine, de durerea ta, chiar dacă nu-ți înțelege poate starea și cu ce te confrunți, dar să pună umărul acolo așa cum știu. Și cred că ăsta e un mare har în mediul evanghelic, că avem asemenea femei și bărbați ai rugăciunii care pot să intervină pentru noi. Și dacă tot ai amintit de comunitate, aș vrea să ne mai povestești un pic în ce alte moduri v-au mai susținut cei din biserică pe tot parcursul ăsta. Da, să știi că am fost și suntem atâta de binecuvântați că facem parte din comunitatea asta, din Biserica Bethesda, din Watford. Din momentul în care am spus diagnosticul, nici nu știam încă diagnosticul, biserica ne-a susținut în post și rugăciune, a fost mereu lângă noi și nu doar post și rugăciune, dar în timpul chimioterapiei n-am cerut niciodată ajutorul că nu pot să gătesc, că nu pot să fac mâncare, nu am spus niciodată la nimeni nimica. Am zis că dacă pot, bine, dacă nu comand ceva sau cum poate face soțul, n-am spus niciodată nimica că nu pot să fac mâncare. Dar așa s-au organizat surorile că timp de 3 luni nu am gătit deloc. Tot timpul mergea soțul la biserică, că soțul se ocupă cu stația, cu audio la biserică și el mai tot timpul a fost acolo la biserică, chiar dacă eram cu situația cu mine, el mereu a fost acolo la biserică. Și de fiecare dată când mergea la biserică, primea o plasă mare cu mâncare. Câteva surori pe săptămână îmi făceau mâncare. Următoarea săptămână, alte surori din altă zonă, din Londra, de aici. Și timp de vreo 3 luni de zile, mi s-a adus mâncare. Și nu doar cu mâncarea. Cu toate că soțul a lucrat foarte puțin, fiind atâtea programări la spital și așa, nu am dus lipsă niciodată de bani. Și n-am cerut niciodată la nimeni nimica. Dar Dumnezeu așa s-a îngrijit, cu siguranță e biserica și nu numai biserica, și familia și oameni care nu-i cunoaștem nici în ziua de astăzi, Dumnezeu s-a îngrijit și le-a pus pe inimă să ne trimită bani, să ne ajute financiar. Am văzut mâna Domnului, adică am primit bani în poștă. Nu știm nici în ziua de astăzi, wow. Nu știm nici în ziua de astăzi cine sunt, dar scria doar Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care ne-au ajutat și Dumnezeu să le răsplătească tuturor, că Dumnezeu a știut să pună oamenii potriviți la momentul potrivit lângă noi. Și mulțumesc tuturor, dar prin prisma acestui podcast, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și mulțumim tuturor pentru implicarea lor și pentru dăruirea lor. Wow! Într-adevăr, Dumnezeu are oamenii Lui și nu ni-i arată de multe ori. Și nu știm că de multe ori au trecut niște îngeri prin casa noastră sau niște îngeri ne-au dat plasele alea cu mâncare și ne-au pus banii ăia în poștă. Dar ce mare har ca Dumnezeu să îi trimită și să le pună pe inimă asemenea lucru, pentru că mă gândesc că dincolo de faptul că soțul tău nu a lucrat și tratamentele respective au costat ceva, pentru că tu ai mers prima dată la un spital privat și apoi nici nu mai știu dacă ai rămas la stat sau cum a fost. Singura programare care am plătit a fost prima programare care am fost la spitalul privat, dar în rest aici nu am plătit nimic. Asta e chiar o binecuvântare că sunt în țara asta, pentru că eu nu am plătit nici un fel de bani, nu am plătit nimic nici pentru operație, nici tratamente, nici fizioterapie, nici radioterapie, absolut nimic. Puteam să primesc și perucă de la ei dacă doream, mi-am cumpărat-o eu. Chiar Dumnezeu ne-a binecuvântat că ne-a
lăsat în țara asta. Că mi-a mai spus și o mătușă, face Dumnezeu, te-a binecuvântat că ești în Londra și nu ești în România. Că dacă erai în România, face, plăteai foarte mult, trebuia foarte mulți bani să plătești tratamentele sau așa. Dar aici nu o trebuie să plătesc absolut nimica. Wow, asta chiar e ceva deosebit și slavă Domnului că ai fost acolo, deși procesul a fost foarte greu, sunt sigură de asta. Aminteai tu la un moment dat, într-o altă conversație pe care ai mai avut-o, că unul dintre cele mai grele momente a fost acela în care te-ai gândit ce s-ar întâmpla dacă, mai ales cu perspectivă către băiețelul tău. Și aș vrea să discutăm puțin despre asta, dacă simți că poți, pentru că sunt foarte multe mame care ne ascultă și având toate această inimă de mamă, cât de dureros e să te gândești că un asemenea diagnostic îți pune viața în pericol și copiii tăi s-ar putea să experimenteze exact ce ai experimentat tu în creșterea ta. Nu știam diagnosticul, dar atunci când mi s-a făcut rău, gândul meu s-a dus atât de departe. Primul gând a fost că dacă voi pleca la Dumnezeu, la Domnul, ce va fi cu băiețelul meu? Ăla a fost primul gând, că m-am gândit că eu am rămas fără mamă, aveam 11 ani, dar nu-mi doresc aceeași cumva soartă și pentru băiețel, și mă gândeam că el e foarte mic, el ce înțelege? Hai că eu am mai înțeles că aveam 11 ani, dar el ce înțelege? Ce poate să înțeleagă un băiețel de 3 ani? Și chiar și soțul nu s-a gândit așa când a aflat cumva diagnosticul, a zis că cum o să-i explic dacă Dumnezeu îngăduie să mă ia, cum o să-i explice el că mami nu mai este? M-a durut așa pentru el, pentru băiețel, că el e foarte lipit de mine, așa. Am doi băieți și sunt foarte lipiți așa de mine. Tot timpul el e mami, mami. Știa el că sunt bolnavă și așa, dar el era foarte încrezător. El când se ruga tot timpul pentru mine, tot timpul se ruga, Doamne Iisuse, vindecă-o pe mami. Și după ce își termina rugăciunea, era așa de încrezător, așa că mami, nu mai ești bolnavă, așa că Domnul Iisus te-a vindecat. Era așa de fiecare dată când se ruga, asta spunea. Sau când mi-a căzut părul, se ruga, Doamne Iisuse, dă-i păr la mami mare, păr frumos, știi, se ruga așa pentru mine. Dar asta a fost gândul meu pentru băiețel, că e mic și nu e ușor. Mă gândeam așa și la soț, cum va gestiona lucrurile singur, cu un băiețel. Nu e ușor pentru o mamă să se gândească că îți lași în urmă dacă Dumnezeu îngăduie să te ia. Te gândești așa la ce lași în urmă, la familie, la copilaș, te gândești. Da, nu-i un gând pe care să îl tatonezi așa, să stai să-l analizezi chiar deloc. Dacă îți vine cumva, îl și alungi și îl dai la o parte. Da, da, da. După ce mi-a venit prima dată acest gând, încercam cumva să alung, cum spui tu, să alung în gândul ăsta. Și chiar cumnatul meu încerca să îmi ridice starea atunci, primele zile. Tătul îmi spunea așa, dacă mama ta a trecut prin asta, nu crede că și tu va trebui să treci prin aceea soartă, face. Roagă-te ca Dumnezeu să înlăture gândul ăsta, că Dumnezeu va lucra în viața ta, Dumnezeu poate să te vindece, nu, cu siguranță El te va vindeca. Și atunci am încercat tot timpul să gândesc pozitiv, că eu nu voi fi ca și mama mea, eu voi fi vindecată. Și din momentul ăla am gândit pozitiv, să nu mă mai gândesc că băiețelul meu va rămâne fără mamă. Da, chiar și în Biblie ni se spune să facem orice gând rob ascultării de Hristos și Dumnezeu spune că ne dă viață. Și uite că lucrând la gândurile noastre, cred că ne schimbăm întreaga stare. Sunt curioasă, după ce nu ai mai dat curs gândurilor astea, dacă ai putut să te bucuri în continuare de joaca cu copilul tău, de conexiunea cu el, așa cum puteai tu, cu toate durerile și tot procesul prin care ai trecut. Să știi că am putut să mă bucur, chiar și surorile din biserică și toată lumea spunea, Daria, face, tu ne încurajezi pe noi. Wow. Așa Dumnezeu mi-a dat o putere
Și chiar mergeam cu băiețelul la plimbare, m-am dus până în mall și am lucrat înainte în mall, înainte să fiu însărcinată cu primul băiețel. Și m-am întâlnit cu fostele colege și știind situația mea, mă compătimeau așa și plângeau. Și m-au întrebat așa cum mă simt, cum sunt, cum e situația. Le-am spus că nu e ușor, e greu, e fiind și însărcinată și operație și așa. Dar Dumnezeu mi-a dat putere și eram cu zâmbetul pe buze și erau foarte uimite așa că ce putere am eu. Și am zis că numai Dumnezeu, știu că numai Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu-mi dădea puterea asta, eu n-aș fi putut să fiu astăzi pe picioare, să am puterea asta să mai zâmbesc. Am fost așa destul de pozitivă, zic eu, și cum m-a văzut lumea așa, cei din jurul meu. Am luat toate așa cu pozitivism. Am încercat să văd lumina de la capătul tunelului, să răzbesc așa prin toate, știi, am încercat să mă bucur, să mă bucur de perioada cu băiețelul, să mă bucur de tot. Chiar dacă era greu, mi-era rău, chiar dacă erau greutăți, dar încercam să mă bucur și să fiu o încurajare pentru cel de lângă mine, că numai Dumnezeu, știu că singură eu nu aș fi putut să fac toate, să trec prin toate aceste lucruri. Numai Dumnezeu mi-a dat putere, numai Dumnezeu m-a întărit, numai cu El am fost, El a fost mereu cu mine. Am mai auzit asta la mulți oameni care au mai trecut prin diverse încercări, că noi cei din afară nu putem înțelege puterea pe care o primește cel care experimentează suferința respectivă, dar Dumnezeu dă așa, parcă dublu de putere, dublu de capacitate de a suporta și de a răzbi prin toată suferința asta oamenilor care primesc un diagnostic grav, care pierd pe cineva sau diverse situații din astea tragice. Așa este. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu m-a întărit, că fără El chiar nu aș fi putut trece biruitoare peste tot ce a fost în perioada asta, tot ce s-a întâmplat. El a fost lângă mine, El a știut când mă doare, El a știut să mă ridice, El a știut când să mă mânghe, când să mă întărească, El a fost acolo mereu lângă mine. Da, și dacă tot suntem așa la discuția asta despre Dumnezeu și cum ți-a dat El putere, ai avut pe parcursul anului acesta sau acela, lung și dureros, un verset sau ceva care să îți rămână așa aproape de inimă, care să fie ca o piatră de aducere aminte? Da, nu am spus-o, dar poate ai auzit-o și tu în alte discuții. Eu fiind la naștere, să mă duc să nasc, moașa care a fost lângă mine a fost penticostală. Așa a trimis-o Dumnezeu acolo, că chiar ea îmi spunea că Dumnezeu m-a trimis la tine. Wow. Și a luat fișa medicală, s-a uitat peste ea și fără să-i spun absolut nimic, mi-a spus că ești creștin, așa-i? Am zis că da, m-am uimit cumva, așa că știa, face ești penticostală. Am zis că da, m-a încurajat foarte mult, face Dumnezeu m-a trimis aici și mi-a spus să spun că tu vei fi o mărturie și Dumnezeu se va atinge de tine și va lăsa vindecare și vei mărturisi tuturor cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Wow. Și mi-a spus versetul, mi-a citit din Biblie, mi-a citit Ieremia 29 cu 11, că ce știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Wow. Și toată perioada aceasta m-a urmărit cumva versetul ăsta, m-a întărit foarte mult și am văzut așa cum a trimis Dumnezeu persoana potrivită lângă mine, că chiar cu o seară înainte m-a chemat atunci la spital să nasc. Și nu știam de ce mă ține atât, m-a chemat cumva dimineața și abia următoarea dimineață m-a luat la spital, că era vorba cumva să-mi inducă nașterea și când m-am dus acolo eram cumva dilatată și trebuia să nasc, fără să mai îmi facă ei nicio intervenție. M-a tot lăsat așa, doar trebuia să-mi rup apa și m-am zis, de ce mă tot ține atât? Mai bine stăteam acasă, de ce te mă ține atât? Și de ce nu vine să mă ia? De ce nu vine să mă ia nimeni? Și abia următoarea zi, la 6 dimineața, așa o trebuie să aștept, că așa o pregătit Dumnezeu. Atunci a venit femeia asta, moașa asta, așa o trimis-o Dumnezeu. Atât au trebuit să stau acolo ca Dumnezeu să trimită femeia asta. Și care au fost acolo, ea mi-a rupt apa și înainte să nasc a rugat pentru mine.
Și a revenit din nou după ce am născut, s-a rugat pentru mine și pentru băiețel. Chiar și când am născut, s-au mirat așa toți că e băiețel sănătos. Toată perioada sarcinii m-am rugat, Doamne, dă-mi o naștere ușoară. Tot timpul și eu și soțul și asta, Doamne, dă-mi o naștere ușoară, ca să nu mă chinui cumva și cu toată treaba asta, că eram deja, trupul meu era obosit deja, știi, era slăbit și am zis, Doamne, dă-mi măcar o naștere ușoară. Și chiar am văzut mâna Domnului, am născut atâta de repede, fără dureri, încă soțul Nina nu a apucat să vină la spital, că era cu băiețelul acasă, și i-am zis la soț, culcă-l pe băiețelul mare și după aia vino. Unde? Că nu mai apuca să vină, că eu am născut, vorbeam la telefon prin mesaje și eu am născut așa, fără dureri, fără nimic, în 2 minute eu am născut. Și moașa care a fost lângă mine a zis că în viața mea face, n-am văzut o naștere atâta de ușoară. Așa o pregătit Dumnezeu și o lucrat așa, în felul ăsta să am o naștere ușoară. Și, cum am spus, versetul ăla m-a urmărit în toată perioada asta. M-a încurajat așa foarte mult. Ce fain și ce mult mă bucur că Dumnezeu ți-a făcut favorul ăsta să ai o naștere așa de ușoară, mai ales după toate durerile pe care le-ai suportat până atunci. Și e mare minune că băiețelul tău, uite, s-a născut sănătos, un copil pe care medicii așa au scris cumva avort. Are viață și astăzi vă bucurați de el din plin. Și e sănătos, cred că merge de-a bușilea, nu știu exact în ce etapă e acum, vă umple casa de gângureli și alte sunete pe care le scot ei și chiar mi se pare incredibil. Da, așa este. Băiețelul nostru, Amos, așa îl cheamă, că Amos înseamnă purtat de Dumnezeu, așa e Wow! numele tradus. Și chiar a fost purtat de Dumnezeu, e o minune. Și când am revenit după naștere la chimioterapie, m-au întrebat și mi-au spus să arat poză cu băiețelul, să vadă. Și m-au întrebat, este sănătos? Am zis că da. Ei mi-au spus că o să-l protejeze cumva în toată perioada asta, știi, de chimioterapie. Și face, nu, ai văzut că toată perioada asta l-a afectat, îmi spuneau ei. Dar eu nu le-am mai spus nimic, am vrut să le spun, păi atunci de ce m-ați îndrumat să avortez, dacă voi ați... Nu le-am mai spus nimica, dar am știut că a fost numai mâna lui Dumnezeu, nu doctorii, că cu tratamentele lor, care eu la început m-au îndrumat să avortez, numai Dumnezeu a făcut ca el să se nască perfect sănătos, un copilaj vesel, acum merge de-a bușelea, chiar ne bucurăm de el și vedem minunea lui Dumnezeu în el. Chiar acum, nu de mult, o soră la biserică mi-a zis ce s-a uitat la Amos și îl vedea așa, el e foarte zâmbăreț, zâmbește la oricine. Și face sora asta, spune că când mă uit la el, mă gândesc la cum mai mărturisi că doctorii ți-au spus să-l avortezi. Ce minuni a făcut Dumnezeu așa. Puteai să avortezi, dar tu ai ales să nu avortezi. Și Dumnezeu a spus viață în dreptul lui, o da viață în dreptul lui. Da, oamenii, după ce se întâmplă minunea, își asumă multe lucruri, dar oricât ar fi încercat ei să protejeze tratamentele alea vrei, nu vrei, comunică sau merg direct acolo, nu? Că orice consumăm, noi știm că într-o formă sau alta merge către bebeluș. Deci doar Dumnezeu poate să facă așa ceva. Da, pentru că și când mergeam la chimioterapie, asistentele care erau acolo, care îmi administrau chimioterapia, tratamentul, când aflau că sunt însărcinată, tot timpul mă întrebau, și poți să faci chimioterapie în timp ce ești însărcinată? Faci, eu prima dată când aud chestia asta, face, că poți să faci chimioterapie în timp ce sunt însărcinată. Nici tatăl meu n-a știut că există posibilitatea asta să fac tratamentul în timp ce sunt însărcinată. Și clar, numai Dumnezeu a fost acolo, Dumnezeu a pus mâna peste el acolo să se dezvolte normal și perfect sănătos, numai Dumnezeu a fost acolo, e mâna lui. Ne bucurăm mult, zic așa pentru că Slavă sunt sigură Domnului! că și ascultătorii noștri o să fie la fel de bucuroși și de uimiți când o să audă lucrurile astea. Dar în parcursul nostru de mamă, deși ne bucurăm de copiii noștri și că Dumnezeu ni-i dă sănătoși, mai avem și momente grele, momente în care ei fie nu vor să doarmă, fie au tantrumuri, fie nu vor să mănânce, cine știe ce alte provocări.
Doar că tu ai trecut prin provocări mult mai mari decât astea. Și sunt curioasă dacă acum, trecând prin această experiență, iei toate lucrurile astea de zi cu zi care uneori ne apasă multe, multe butoane, dacă le iei diferit, dacă le tratezi diferit, dacă le depășești mai ușor. Cum te raportezi acum la toată dificultatea asta pe care o aduce într-o formă sau alta un copil? Se adună oboseală și așa, și de multe ori nu probabil o mamă exemplu sau mă supăr, mă enervez, mai strig la copii sau așa, dar totuși încerc să mă bucur, să mă bucur de copilașii mei, încerc să am mai multă răbdare, mă rog pentru îndelunga răbdare ca Dumnezeu să-mi dea, pentru că doar Dumnezeu mi-a dat viața și vreau să mă bucur din plin de copilașii mei și de familia mea care mi-a dat Dumnezeu, să mă bucur de toată perioada asta. Și da, recunosc că sunt momente când poate nu sunt o mamă exemplu sau o mamă bună pentru ei, nu mă văd o mamă bună pentru el, că ca și mamă necesită multă răbdare și așa cu toate, dar cerc să mă bucur din plin așa de toată perioada asta, de băiețelul care acum e în perioada asta de abușelea, să mă bucur să... Și când îl văd pe el, văd numai minunea lui Dumnezeu, că... că este o minune, că fără el, el nu era aici. Da. Deși tu nu te vezi, poate, ca o mamă bună, ești cea mai bună mamă pentru copiii tăi și e un har că te au aproape și că tu îi ai aproape. Și cu vorba asta aș vrea să le spui și ascultătorilor noștri în ce etapă ești tu acum cu tratamentul și cât de sănătoasă ești, să mă exprim așa, dacă zic bine. În mai am terminat cu chimioterapia, cu radioterapia, cu tot. Și în iunie mi-a făcut o mamografie care se face cumva la un an de zile de la operație, să vadă dacă a progresat sau cum stau lucrurile. Și după vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni m-am dus să iau rezultatul și mi-a spus că totul e curat și nu mai există urmă de cancer. Și mulțumesc lui Dumnezeu că el s-a îndurat și doar milei lui, doar el s-a atins de mine și mi-a ascultat rugăciunile tuturor și a dat viață în dreptul meu, a spus viață în dreptul meu. Doar n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea. Și astăzi slavă sunt foarte Domnului. Bine, mă bucur de familia mea, mă bucur de tot ce mă înconjoară și mulțumesc lui Dumnezeu de bunătatea lui, de minunea ce a făcut în viața mea. Și noi ne bucurăm și mulțumim și e o mare onoare că ne împărtășești povestea ta și vorbești așa de deschis de minunile lui Dumnezeu. Dar pe lângă asta, tu ai primit acest diagnostic, te-ai întâlnit cu el încă din copilăria ta. Multă lume a știut despre tine că te lupți cu așa ceva, s-a rugat pentru tine, a postit. Acum vorbești despre asta cu o altă perspectivă, aflând că Dumnezeu te-a vindecat, dar tu rămâi totuși o ființă, tu nu ești un diagnostic, tu ești Daria. Daria care a suferit de cancer. Și atunci, ce ți se pare ție că nu înțelege lumea în general despre cancer? Este o boală grea. În primul rând, eu am venit înaintea lui Dumnezeu cu boala asta. Și eu zic că lumea, în general, ar trebui să apeleze la Dumnezeu. Orice boală ar avea, orice necaz ar avea, să apeleze la Dumnezeu, că cu Dumnezeu lucrurile sunt mai ușoare. Fără El nu am fi putut, nu putem face nimica, fără El nu suntem nimica. Dumnezeu e sus în cer și El face tot ce vrea. Dacă Dumnezeu a spus viață în dreptul meu, eu îi mulțumesc și nu sunt eu mai bună ca altcineva. Nu am merit, nu sunt vrednică, dar îi mulțumesc din inimă că Dumnezeu a spus viață în dreptul meu și astăzi pot să mărturisesc ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Dar uneori Dumnezeu, răspunsurile Lui sau ce face El, noi nu înțelegem de multe ori. La momentul acela El știe de ce e așa. De ce uneori nu înțelegem ce face în alte cazuri, de ce ia pe cineva acasă sau în dreptul mamei mele, de ce a luat-o. El a știut de ce e mai bine așa. El a știut că așa e cel mai bine pentru mama mea ca să plece la El.
Realizez acum că nu te-am întrebat deloc dacă în parcursul ăsta ai avut un moment de explorare în relația ta cu Dumnezeu, dacă ai stat la întrebări cu El și să vorbești cu El, să discuți, să-L întrebi, Doamne, de ce diagnosticul ăsta? De ce mie? De ce acum? De ce tocmai când aflu că sunt și însărcinată și există un risc atât de mare pentru copilul pe care tu ai îngăduit să vină în viața noastră? Cum a fost relația ta cu Dumnezeu în momentul în care ai aflat diagnosticul și cum a crescut ea pe parcursul întregului tratament? Înainte să aflu diagnosticul, așa, cred că Dumnezeu a ales momentul potrivit să-mi dea diagnosticul ăsta. Experimentam așa o perioadă foarte frumoasă, așa Dumnezeu așa m-a înflăcărat înainte. Mi-a pus așa un dar de rugăciune, să mă rog. M-a întărit foarte mult prin rugăciune, mergeam foarte mult la rugăciune, mă bucuram cu frații și cu surorile. Și cred că Dumnezeu a ales momentul potrivit. Și când mi-a dat diagnosticul, chiar dacă e un diagnostic puternic, am avut așa cumva o pace în inimă, pentru că am fost întărită așa în toată perioada asta în rugăciune, m-am întărit foarte mult în rugăciune. Mi se pare foarte interesant cum Dumnezeu te pregătește dinainte pentru o perioadă dificilă. Nu te lasă să mergi în perioada dificilă fără resurse. Da, da. Wow! Asta e wow. Acum, în sezonul acesta, am început o tradiție nouă și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar întrebarea care îți revine ție și mi se pare wow cum le așează Dumnezeu, fiecare întrebare care a fost adresată s-a potrivit excelent pentru invitatul în cauză. Și așa mi se pare și întrebarea asta. Și spune așa, cum deosebești vocea lui Dumnezeu din zgomotul celorlalte voci care încearcă să-ți capteze atenția? Vocea lui Dumnezeu e un susur blând care mă întărește, care vine și mă încurajează, care mă ridică atunci când sunt căzută. E o mângâiere, El îmi dă putere. Îi simt vocea caldă mereu când mă întărește, când simt că nu mai pot, El atunci mă ridică. Și vocea asta nu o poți confunda cu nimic altceva. Nu, n-aș putea să o confund, nu. Doar vocea Lui, doar vocea Lui mă liniștește, mă mângâie, mă întărește și în toată perioada aceasta. Doar El a știut toate sentimentele mele, toate trăirile mele și El m-a întărit în toată perioada asta. El, doar vocea Lui, așa, vocea caldă și mâna Lui puternică. Într-adevăr, vocea lui Dumnezeu, în momentul în care o auzim, ea doar ne ridică, ne dă viață. Da. Nu ne doboară, nu ne pune la pământ. Daria, eu îți mulțumesc tare mult. Am aflat așa de multe lucruri frumoase, dar în același timp grele și dureroase despre tine, despre parcursul tău, despre viața ta. Dar, de asemenea, sunt onorată că Dumnezeu mi-a făcut harul ăsta să stăm de vorbă și să văd cu ochii mei, că eu pot să văd, chiar dacă ascultătorii noștri nu văd acum, o minune a lui Dumnezeu, o minune în dreptul căreia a scris viață și e o mare încurajare că și în zilele noastre, cum spun unii, Dumnezeu face încă minuni. Așa este, sunt o minune și dacă Dumnezeu a dat viață. Eu am spus că oricine mă va chema sau oriunde voi fi, voi mărturisi cu toată inima, cu toată bucuria ce a făcut Dumnezeu în viața mea, că doar datorită Lui sunt aici și vreau să spun oriunde voi merge, oriunde voi fi, să mărturisesc minunile Lui, că eu și băiețelul meu suntem o minune, suntem minunea lui Iisus. Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita!
Doar cu ajutorul tău, aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!